Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. Sunt Octavtar Lapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să urmărim care sunt principalele titluri ale ediției. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a vizitat spitalul de copii Ohmadit din Kiev, distrus săptămâna trecută de o rachetă a invadatorilor ruși. Oficialul moldovean a adus un omagiu victimelor acestui atac monstruos al Moscovei. Referendumul din toamnă va reconfirma eforturile pe care le face deja guvernarea, va aduce o claritate de care avem nevoie pe intern și pe extern. Declarația aparține șefei statului Maia Sandu. Peste 120 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări în ultimele 24 de ore. Potrivit IGSU, incendiile de vegetație au fost înregistrate în raioanele Cahul, Cimișlia, Nisporeni, Călăraș, Soroca, Florești și Ștefan Vodă. Roberta Metsola, membra Partidului Popular European, a fost realeasă marți în funcția de președinta Parlamentului European pentru următorii 2 ani și jumătate. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a vizitat spitalul de copii din Ohmadit, distrus săptămâna trecută de o rachetă a invadatorilor ruși. Oficialul moldovean a adus un omagiu victimelor acestui atac monstruos al Moscovei, sublinind că acesta reprezintă o mostră cumplită a cinismului celor pentru care nu mai există nimic sfânt, nici măcar viața unor copii nevinovați. Fiind la Kiev, a mers la locul unde statul agresor a ucis zeci de oameni și a rănit sute de copii, părinți și medici. De fapt, a lovit în inima societății ucrainene. Am adus un omagiu tuturor victimelor nevinovate. Acest atac este o mostră cumplită a cinismului celor pentru care nu mai există nimic sfânt, nici măcar viața unor copii nevinovați. Atrocitățile asupra tuturor ucrainenilor trebuie să se oprească, iar crimele de război trebuie judecate. Vicepremierul pentru integrare europeană a amintit că racheta rusească a distrus complet secția de terapie intensivă, în total fiind avariate 24 de departamente, dintre care 10 secții de chirurgie și 5 secții de oncologie. Peste 600 de pacienți, copii care suferă de boli incurabile, se tratau în acel moment în spital, inclusiv copii din Republica Moldova, unul dintre care se afla pe masa de operații chiar în momentul bombardamentului. Din fericire, el a supraviețuit și este în continuare în grija medicilor, a notat Gherasimov. Referendumul din toamnă va veni să reconfirme eforturile pe care le face deja guvernarea, va aduce o claritate de care avem nevoie pe intern și pe extern. Declarația aparține președintei Maia Sandu și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru Nord News. Totodată, șefa statului a spus că toate statele membre ale Uniunii Europene sunt deschise să primească Republica Moldova în Uniunea Europeană, dar este importantă și părerea cetățenilor. Este important ca și cetățenii Republicii Moldova să-și spună cuvântul. Iar procesul de aderare la UE este unul complex, dar este unul în beneficiul cetățenilor. Ce înseamnă acest proces de aderare? Acest proces înseamnă ajustarea la standarde. Deci noi vrem să avem aceleași standarde în domeniul sănătății, precum le au țările din Uniunea Europeană. Noi vrem să avem aceleași standarde în domeniul educațional. Totodată, Maia Sandu a afirmat că Uniunea Europeană înseamnă o viață mai bună pentru toți locuitorii Republicii Moldova. Toate aceste acțiuni nu sunt niște lucruri abstracte. Sunt acțiuni care conduc la îmbunătățirea condițiilor de viață aici, în Republica Moldova. Și noi asta ne dorim, ca oamenii noștri să trăiască mai bine acasă și cetățenii tot asta își doresc. Să aibă drumuri mai bune, să aibă universități moderne, să aibă spitale modernizate cu echipamente moderne care ne ajută să punem diagnoza la timp și corect. Deci nu există nicio contradicție. Dimpotrivă, prin acest proces noi grăbim lucrurile de modernizare a țării și mai obținem și sprijin din partea Uniunii Europene ca să facem această modernizare. Întrebată dacă Republica Moldova poate face față acțiunilor Kremlinului de stopare a parcursului european al țării, Maia Sandu a răspuns. Știm cu toții că Kremlinul și
oligarhii din Moldova au bătut palma și au un scop. Ei vor să readucă hoții, vânzătorii de țară la putere în Moldova. Ce este important pentru noi este ce vrem noi pentru țara noastră. Și iată aici trebuie să ne concentrăm. Noi vrem să trăim în pace, noi vrem să avem șansa să trăim mai bine aici acasă, noi vrem să ne modernizăm țara, așa cum spuneam mai devreme, și calea cea mai sigură pentru ca să ne îndeplinim acest scop este calea integrării europene. Amintim că Parlamentul a aprobat data la care se va desfășura referendumul național. Astfel, pe data de 20 octombrie, cetățenii sunt așteptați să-și exprime opțiunea cu referire la aderarea la Uniunea Europeană. Tot atunci vor avea loc și alegerile prezidențiale. Arcașii Dan Olaru și Alexandra Mârca vor purta drapelul Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Paris. O decizie în acest sens a fost luată la data de 15 iulie de Comitetul Național Olimpic și Sportiv de la Chișinău. Simbolul de stat al Republicii Moldova a fost înmânat sportivilor în cadrul unei ceremonii festive de către președinta Maia Sandu. Se invită Dan Olaru și Alexandra Mârca. Port drapelul Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Paris. Acest drapel nu este doar un simbol al națiunii noastre, este și o reprezentare a speranțelor concetățenilor noștri. Este un simbol al unității, al curajului și al spiritului de neînfrânt al poporului nostru. Prin voi, Moldova va fi prezentă la această competiție globală, iar drapelul nostru va flutura acolo cu mândrie datorită efortului și talentului dumneavoastră. La rândul său, sportivii i-au promis solemn că vor depune toate eforturile pentru a îndreptăți așteptările zecilor de mii de oameni care speră să-i vadă pe cele mai înalte trepte a podiumului. Este o onoare imensă să reprezentăm și să ducem drapelul la Jocurile Olimpice de la Paris. Promitem că la Paris vom purta drapelul nostru cu mândrie și determinare. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a arăta întregii lumi că Moldova este o țară de oameni talentați și pasionați. Vă mulțumesc din suflet pentru încrederea pe care ați acordat-o. Vom merge împreună cu capul spus sus spre Paris pentru a scrie o nouă istorie în sportul moldovenesc. În cadrul evenimentului, președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Nicolae Juravski, a declarat că este încrezător că sportivii noștri vor da tot ce pot pentru a obține cele mai bune rezultate, deoarece o bună parte a lotului sunt sportivi veniți din toate colțurile țării și care au luptat mult pentru a ajunge la performanțele pe care le au. Sportivii deja sunt toți cu mentalitatea, cu mintea, cu aspirația acolo. Ei toți sunt programați, practic, deja pe concursul propriu-zis olimpic. Deci aici, practic, majoritatea sportivilor sunt de la țară. Ei, practic, sunt cei care au venit și au creat acest rezultat prin greutăți, prin nevoie, prin diferite cazuri ca să... Și e dublă mândria că avem posibilitatea ca acești frumoși sportivi să reprezinte țara la Jocurile Olimpice. Lotul olimpic al Republicii Moldova este format din 26 de sportivi care vor evolua la 10 discipline sportive, inclusiv în premieră la echitație. Aceștia au în palmares 11 titluri de campioni europeni și 9 titluri de campioni mondiali. Delegația moldovenească, potrivit lui Nicolae Juravski, va fi compusă din 70 de persoane. Peste 120 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări în ultimele 24 de ore. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiile de vegetație au fost înregistrate în raionele Cahul, Cimișlia, Nisporeni, Călăraș, Soroca, Florești și Ștefan Voda. Pompierii menționează că cele mai mari pagube în urma izbucnirii incendiilor de vegetație uscată au avut loc în raionul Cahul și Florești. În după amiaza zilei de ieri, pompierii din sudul țării au intervenit conform nivelului sporit de intervenție, de comun cu autoritățile publice locale pentru stingerea flăcărilor care au cuprins o pădure și vegetație uscată la periferia orașului Cahul. În total, în misiunea de lichidare a incendiului forestier au fost implicați 51 de salvatori din cadrul inspectoratului cu 15 unități de tehnică și 50 de angajați cu 8 unități de tehnică din partea autorităților publice locale.
Incendiul de pădure a fost lichidat la ora 19:27 de minute, iar potrivit IGSU, focul a nimicit circa 10 hectare de pădure din suprafața totală de 150 de hectare. Victime nu au fost raportate. Tot în raionul Cahul, localitatea Trifeștii Noi, pompierii au stins 4 hectare de vegetație uscată și o fâșie forestieră. Totodată, alte 80 de hectare de teren și vegetație uscată au fost distruse de foc în localitatea Lunga, raionul Florești. Arderea a afectat iarba uscată și se răspândea cu repeziciune spre teritoriul aeroportului Mărculești. În urma incendiului, în total au ars 80 de hectare de vegetație uscată, dintre care 40 de hectare pe teritoriul aeroportului și 5 hectare de gunoi. Conform avertizării emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, până la data de 22 iulie 2024, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsii precipitațiilor pe arii extinse, se va menține pericolul excepțional de incendiu clasa 5 cu caracter natural. În context, IGSU vine cu un șir de recomandări pentru cetățeni. Astfel, în vederea prevenirii incendiilor de vegetație și celor forestiere care pot afecta suprafețe extinse, cetățenii sunt rugați să evite utilizarea focului deschis în preajma lanurilor, spațiilor forestiere și locurilor de agrement. Cetățenii sunt îndemnați să nu dea foc vegetației uscate, mirișchii sau gunoiului menajer pentru curățarea terenurilor și gospodăriilor. Oamenii sunt rugați să nu arunce mucuri de țigară, chiprituri sau alte obiecte aprinse pe suprafețe în preajma spațiilor forestiere. În timpul aflării în spații forestiere, persoanele sunt îndemnate de salvatori să stingă rugurile și mangalurile la plecare, dar și să nu lase nesupravegheate sursele de foc deschis. Conform datelor colectate din subdiviziunile teritoriale ale IGSU, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 34 de intervenții ale echipelor de pompieri la lichidarea focarelor de ardere a vegetației uscate și a terenurilor forestiere, fiind nimicite de foc peste 120 de hectare de teren. În perioada 2021-2023, Republica Moldova a utilizat în administrarea statului fonduri externe în valoare de 2,98 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă la cursul valutar actual 53,7 miliarde de lei. Potrivit unui articol semnat de deputatul Radu Marian, suma reprezintă 18% din toate cheltuielile bugetare în aceeași perioadă. Totodată, conform datelor prezentate de Marian, granturile sau finanțarea nerambursabilă s-au cifrat la 11,4 miliarde de lei. Datorită credibilității externe și reformelor pentru integrarea europeană, guvernul PAS a reușit să atragă mult mai multe fonduri externe decât guvernele precedente. În 3 ani ai guvernării actuale, suma finanțărilor externe valorificate au fost de aproape 8 ori mai mare decât în timpul a 8 ani de guvernare comunistă și de 4 ori mai mare decât pe timpul guvernării PD în 2016-2018. Granturile, adică finanțarea nerambursabilă, s-au cifrat la 11,4 miliarde în timpul guvernării PAS, ceea ce e decât câteva ori mai mult decât pe timpul guvernării comuniste, mult mai îndelungate sau pe timpul guvernării PD. Potrivit deputatului, cele mai mari surse de finanțare externă rămân Uniunea Europeană împreună cu țările UE, instituții financiare europene ca BERD, BI, precum și Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, SUA și Japonia. Oficialul a precizat că 73% din toți banii debursați în ultimii 11 ani au venit anume din 2021 încoace. Suportul extern a fost crucial în acoperirea cheltuielilor compensațiilor pentru facturile la energie în timpul crizei energetice cauzate de șantajul Gazprom în sezonul de încălzire 2022-2023, majoritatea bugetului pentru compensații în facturi fiind acoperit din bani oferiți de partenerii externi. Totodată, între 2021 și 2024 au fost debursate fonduri pentru 196 de proiecte concrete de finanțare din toate domeniile, de la social până la infrastructură, subliniază parlamentarul. Trebuie să înțelegem cu toții că fără finanțare externă va fi greu să ne dezvoltăm rapid și să ajungem să trăim după standardele Uniunii Europene. Suntem o țară mică, fără resurse naturale, cum ar fi petrol, gaze naturale pe care să le vindem altor state. Vă dau doar un exemplu. Ca noi să reparăm toate drumurile din țară, doar din fonduri interne, nouă ne-ar trebui 50 de ani. Nu cred că cineva are timp să aștepte 50 de ani ca să se bucure de drumuri europene. România, care astăzi ca dezvoltare a depășit deja Portugalia, a beneficiat din momentul
aderării la Uniunea Europeană de 90 miliarde de euro sub formă de grant, echivalentul la 16 bugete naționale anuale ale Republicii Moldova. Totodată, parlamentarul a menționat că datoria de stat a Republicii Moldova se află la un nivel normal comparativ cu țările din regiune. Raportată la PIB, datoria publică a țării noastre este de 34,8%. Spre comparație, conform datelor Biroului European de Statistică, datoria publică raportată la PIB este de 48% în România, în Germania 65%, media la nivel european este la nivelul de 83%, iar în Italia, datoria de stat ajunge la 142% din PIB. Temperaturile extreme din ultimele zile au dus la o cerere sporită de energie electrică pe piața internă, fenomen vizibil în orele 20-21 și noaptea, când sunt conectate aparatele de aer condiționat pentru a răci încăperile. Pentru a asigura securitatea energetică a țării, Energocom anunță că a demarat negocieri directe cu producători de energie electrică din România pentru a achiziționa energie sigură și la prețuri competitive, în contextul în care în România prețurile la energie rămân plafonate. Oamenii sunt îndemnați să consume rațional energia electrică. De exemplu, să pornească la prânz electrocasnicele de care nu au neapărat nevoie, nu seara, când este consumul cel mai mare. Potrivit ESA Energocom, electricitatea achiziționată de pe Opcom pentru orele de vârf, unde e consumul cel mai mare, a crescut până pe 16 iulie de 4 ori, de la circa 200 de euro megawatt-oră la aproximativ 800 de euro megawatt-oră. Recent, Energocom a cumpărat de pe aceeași bursă din România energie la prețul de 0 euro megawatt-oră sau la prețuri cu minus, când s-a atestat un exces de electricitate din surse regenerabile. Din cauza bombardării sistemului electroenergetic ucrainean de la sfârșitul lunii aprilie, luna mai a anului curent, există o cerere mare din partea companiilor ucrainene de a face importuri de energie din România seara și noaptea, inclusiv pe singura interconexiune funcțională între România și Republica Moldova, Isaccea Vulcănești, oferind uneori prețuri speculative. Vinerea trecută, operatorul sistemului de transport al Republicii Moldova, Moldelectrica, pentru a proteja piața internă, a suspendat transferul de energie din Moldova în Ucraina. Ministerul Economiei anunță modificări importante în cadrul programului Prima Casă, menite să extindă accesul cetățenilor Republicii Moldova la finanțare pentru achiziționarea locuințelor. Potrivit noilor prevederi, garanțiile statului vor crește la 70%, îmbunătățind astfel condițiile de creditare pentru beneficiare. Una din principalele schimbări constă în eliminarea cerinței ca solicitantul să fie angajat în Republica Moldova, permițând astfel și liber profesioniștilor și altor categorii să aplice pentru program. De asemenea, valoarea maximă a locuințelor ce pot fi procurate prin program va crește de la 1 milion de lei la 2,5 milioane lei, iar perioada maximă a creditului va fi extinsă de la 25 la 30 de ani, facilitând accesul la rate mai mici pentru persoanele cu venituri mai mici. În plus, cota de garantare a creditelor solicitate pentru locuințe din afara municipiului Chișinău va fi majorată la 65 sau 70% în funcție de localitatea și statutul locuinței, beneficiind astfel familiile din zonele rurale și contribuind la dezvoltarea economică regională. Beneficiarii activi ai programului vor avea posibilitatea să-și refinanțeze creditele prin schimbarea băncii creditare în cazul obținerii unor condiții mai avantajoase, iar simplificarea procesului de aplicare va include eliminarea certificatelor eliberate de ASP pentru locuințele deținute în proprietate. Cel puțin 30% din locuințele procurate prin intermediul programului vor fi accesate de către cetățenii care vor reveni în țară. Specialiștii în domeniul protecției copiilor bat alarma. În acest an, numărul infracțiunilor comise împotriva copiilor a crescut cu circa 23% comparativ cu perioada similară a anului trecut și predomină infracțiunile sexuale. Informațiile au fost prezentate în cadrul unei conferințe organizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Partenerii de Dezvoltare.
Conferința națională Aspecte multisectoriale privind abordarea fenomenului violenței împotriva copiilor în Republica Moldova în contextul implementării Programului Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026 a reunit funcționari publici, reprezentanți ai UNICEF, ai OMS, USAID, ai celor mai active organizații neguvernamentale ce activează în domeniul protecției copiilor. Conform datelor MAI, pe parcursul primelor 6 luni ale acestui an, 562 de copii au fost identificați ca fiind victime ale infracțiunilor în cadrul a 505 cauze penale. Se menține tendința de creștere a numărului de copii abuzați sexual. În acest an au fost înregistrate 181 de cazuri de acest fel. Ministrul Alexei Buzu s-a declarat nemulțumit de activitatea echipelor multidisciplinare și a reiterat necesitatea reformelor sistemice. Fără investiții în prima linie, nu o să ne mișcăm, nu o să rezolvăm nicio problemă. În special, o problemă atât de complexă cum ar fi violența împotriva copiilor. Eu sper foarte mult, inclusiv discuțiile de astăzi, la acest eveniment foarte important, o să ne ajute să clarificăm aceste lucruri. Dar încă o dată, este foarte important să înțelegem că timpul în care noi ne mulțumim, uite că avem o lege nouă, că avem un program nou, asta nu este un rezultat. Participanții la conferință au menționat că, deși anual poliția înregistrează circa 10.000 de sesizări de violență împotriva copiilor, numărul dosarelor este mult mai mic. The phenomenon of violence against children is systemic and happening all over the world, including in Moldova. Se întâmplă peste tot în lume, inclusiv în Moldova. Este în diferite forme, violență sexuală, fizică, abuz emoțional și poate implica neglijare sau depravare. Poate avea loc la școală, acasă, în îngrijire alternativă, în comunități și chiar pe internet. Și este comisă de diferiți actori. Conferința a avut drept scop schimbul de informații între principalii actori ce activează în domeniul protecției copiilor, identificarea provocărilor și a soluțiilor în implementarea obiectivelor Programului Național pentru Protecția Copilului. Au fost abordate subiecte privind prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor, consolidarea mecanismelor de cooperare intersectorială și creșterea gradului de cunoaștere și reacție a populației la orice formă de violență față de copii. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici, însă ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md și pe rețelele de socializare. Urmează știrile din sport, eu vă doresc o seară frumoasă în continuare și vă dau întâlnire și mâine la ora 17 și la ora 19. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei! Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.